spuneți-mi, vă rog frumos, cum ați aflat despre casele de aici din Good Residence și de când tip căutați o casă, propriu zis, cum ați aflat de casele de aici? Am aflat de casele din Good Residence de la niște prieteni ai noștri care își luaseră tot o casă Maya, chiar vis-a-vis de noi. Ei ne-au recomandat cartierul, am fost să vedem casa lor care în momentul acela era în construcție. Ne-a plăcut foarte mult. Și imediat, noi înainte de acesta, căutând căsuțe în mai multe zone ale Bucureștiului, oricum optam pentru zona de nord, întotdeauna am vrut să ne luăm o casă în zona de nord. Când am venit să o vedem pe lor, ne-a convins aproape din prima. Aproape din prima, zic, pentru că ne-a convins 100% în momentul în care a vorbit cu Robert. Când am vorbit cu Robert și ne-a arătat showroom-ul casei Maya, ne-am convins 100%. Și cred că acesta e cel mai important lucru. Când simți că casa asta e făcută pentru tine, cred că e cel mai important lucru. Am înțeles. Și la cartierul de pe aici și oamenii de pe aici, ce vă place la ei și la cartier, practic? Ce vă atrage, vă pregătiți? Ce ne-a plăcut cel mai mult la cartier este că cartierul este construit odată că este uniform, adică toate casele sunt la fel, oamenii sunt cam în același stil, sunt foarte prietenoși, deja ne-am prietenit cu 2-3 vecini de pe aici și, în general, cum să zic, toți oamenii de aici și vecinii pe care îi știm sau nu, sunt foarte, foarte drăguți, neașteptat de drăguți față de alte zone unde am prospectat case. Alte zone cum ar fi? Alte zone cum ar fi, am prospectat case în același segment de preț, pentru că ne-am dus și în alte zone cum ar fi Corbeanca sau așa, dar depășeau bugetul nostru. Asta e un alt punct foarte al cartierului, că au un buget accesibil pentru ceea ce oferă și o calitate foarte bună, zic eu, în banii respectivi. Am înțeles. Și zona mi-a spus că este ok, prețul ok. Dacă un prieten vrea să cumpere o casă în zona de nord, ce i-a spune despre casele de aici? Cum le-ați recomanda, practic? Dacă un prieten ar vrea să cumpere, aș recomanda cu mare căldură cartierul. În primul rând pentru că nu este doar un simplu cartier și nu este doar o simplă casă, ci este o comunitate în care el va intra. Lucru care este foarte important în momentul în care vrei să te stabilești, să ai și o familie într-o perspectivă, cum vrem și noi. Mai ales dacă o să ai și copii, cartierul îți oferă, ai la dispoziție două parcuri. În viitor vei avea la dispoziție un magazin. Și mi se pare că adică, sunt foarte multe avantaje pe care ți le oferă. În primul rând, comunitatea, că nu ești pur și simplu într-o casă izolată, față de alte locuri, unde îți cumperi o casă și ești doar tu, casa și eventual dacă te împrietenești cu un vecin sau doi. Aici chiar este o comunitate în care chiar poți să te ajuți cu vecinii. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu.